Salutare aitiștilor! Pentru astăzi am un video special din categoria Tips and Tricks. Astăzi aș vrea să vă arăt cum puteți micșora dimensiunea fotografiilor fără să pierdeți din calitate sau fără să lucrați la rezoluție ca site-ul vostru să se încarce mai ușor. Și să zicem că vreți să faceți o pagină cu o galerie foto. Și am adunat aici vreo 6 fotografii de pe internet care sunt destul de mari. Le am aici în folderul meu sunt numerotate de la 1 la 6, toate sunt JPEG și două fișiere HTML, super basic. În fiecare dintre aceste fișiere am pus doar pozele în zona de body și le-am dat un height de 200, ele fiind în mod normal mai mari. În cel de-al doilea fișier am exact același lucru, doar că numele pozelor conține un underline 1 la final și o să vedeți de ce. Bun, în general fotografiile făcute cu telefonul sau cu un aparat foto au niște informații în ele, informații despre modul în care au fost făcute acele fotografii, dacă s-a folosit zoom, ce setări s-au folosit pe cameră, locația GPS în care s-a făcut fotografia și o mulțime de alte informații. Cele informații le puteți vedea cu un tool precum este acesta de aici. Hai să trag una dintre fotografii aici pe site ca să vedeți despre ce vorbesc. Aceasta îmi va arăta ce informații sunt ascunse în această fotografie. De exemplu, pot să văd aici autorul fotografiei, camera cu care s-au făcut, cu care s-a făcut această fotografie și diferitele setări de pe cameră și o mulțime de alte informații aici. Puteți testa și voi cu pozele voastre. Hai să luăm o altă poză în care avem și date GPS. Da, uitați aici, pe această poză avem și datele GPS. Practic este locația exactă unde a fost făcută această poză. Dacă ea a fost făcută, de exemplu, cu un telefon mobil și setările tale erau toate în așa fel făcute astfel încât să îți ia și locația, locația este inclusă în informațiile fotografiei. Bun, de cele mai multe ori noi nu avem nevoie de aceste informații în site-urile noastre pentru că noi vrem doar să afișăm o galerie foto frumoasă cu niște poze. Nu vrem să știe lumea toate aceste informații de aici, sau nu neapărat că nu vrem să știe, dar nu le folosim la nimic și ele doar ocupă, timp, ocupă spațiu și uh, timpul de încărcare a paginii este unul mai mare. Știind toate lucrurile astea, acum uh, avem un tool care vine în ajutorul nostru. El se numește XnView, uh, tocmai l-am instalat aici. Uh, când îl veți deschide, va trebui să navigați în folderul unde aveți voi fotografiile. Uh, pur și simplu le selectați pe toate, dați un click dreapta, Batch Processing, uh, bifați aici uh, Use Original Path ca să le salvăm în același folder. Aici o să păstrăm extensia JPEG și la uh, Transformation o să selectăm doar Clean Metadata. Și aici o să bifăm toate tipurile de informații, acelea pe care vi le-am arătat în site-ul dinainte. Dacă totul este în regulă, da, și aici mai trebuie să-i spunem un rename ca să redemească fotografiile, să nu scrie peste ele, să le avem și pe cele vechi și pe cele noi. Bun, cam asta a fost tot ce a trebuit să facem. Îi dăm un go, ele se procesează și vor apărea în acest folder cu această extensie underline 1. Primul lucru pe care îl observați, dacă eu selectez fotografiile originale ele ocupă 13,5 MB. Dacă selectez fotografiile din care noi am scos informațiile, ele ocupă doar 4,3 MB, deci sunt mult, mult, mult mai mici, fără să se piardă din calitate și fără să uh, lucrăm la rezoluție, fără să le facem mai mici. Bun, și acum dacă intrăm în uh, browserul nostru și testăm paginile, avem uh, index.html, pagina cu pozele normale, cu acele informații, uh, și index2.html cu pozele din care am scos informațiile acele de care nu aveam nevoie. Hai să-i dăm aici un refresh și observați timpul de load este de 931 milisecunde, aproape o secundă a durat să se încarce această pagină. Să mergem aici și din nou să îi dăm un refresh Observați, timpul este de 47 de milisecunde. Este o uh, diferență extrem de mare când vorbim procentual. Bine, nu poate nu este sesizabilă de ochi sau uh, de factorul uman, dar atunci când avem un site cu foarte multe fotografii, poate o pagină cu o galerie foto foarte cuprinzătoare sau pur și simplu, nu știu, multe logo-uri, multe imagini în paginile noastre și se navighează de la una la alta, dacă faceți acest lucru cu toate imaginile, vă veți îmbunătăți timpul de încărcare foarte mult pentru site-ul vostru și acest lucru este și un criteriu când vine vorba de SEO. Motoarele de căutare indexează mai bine paginile care se încarcă mai repede. Deci, vă recomand atunci când aveți imagini în site-urile voastre să folosiți acest tool XNView și să ștergeți acele informații din fotografii, pentru că ele nu folosesc absolut nimănui într-un website. Cam atât am vrut să vă arăt. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre chestia asta sau dacă ați mai folosit-o până acum, dacă știați de ea. Și înainte să închei, nu uitați să intrați pe blogd.ro este un link și sub acest video, acolo veți putea afla mai multe informații despre tipurile de date care se ascund în aceste imagini. Cam atât a fost pe astăzi, ne vedem în videoul următor.